Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, susține cu tărie candidații PSD la alegerile parlamentare și pe Marcel Ciolacu pentru președinția României, considerând că această echipă are forța și viziunea de a transforma România. Obiectivul: o Românie puternică, un lider în Europa de Est și o economie solidă, care să ridice nivelul de trai al fiecărui român. PSD propune un program ambițios: dezvoltarea accelerată a economiei, cu un PIB de peste 500 de miliarde de euro până în 2029, creșterea salariilor și pensiilor, investiții masive în infrastructură, autostrăzi, căi ferate, spitale și școli moderne. Popescu este convins că o guvernare PSD ar însemna o Românie mai prosperă și mai bine integrată, o țară care răspunde nevoilor cetățenilor și le oferă oportunități reale pentru un viitor mai bun. PSD are viziunea și capacitatea de a face din România un model de dezvoltare în regiune, afirmă Popescu. Viitorul nostru poate fi alături de o echipă care cunoaște și prioritizează nevoile reale ale românilor.